dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un clip pentru voi și este vorba de favoritele lunii aprilie. Nu-mi vine să cred cum a zburat această lună. Parcă timpul trece, zboară pur și simplu pe lângă mine. Și uite că a trebuit să filmez acest clip și să vă arăt favoritele, bineînțeles, ce produse m-am jucat eu în ultima perioadă și de ce, bineînțeles. Haideți să vedem. O să le alternez. Make-up, parfumuri, corp. Nu vreau să fie pe categorii pentru că e mai fun așa și oricum nu sunt foarte multe. O să încep cu două rujuri care mi-au plăcut foarte mult și de care am abuzat. Primul dintre ele îl port și acum pe buze. Este vorba de Mod de la Cupio. Le găsiți în magazinele Cupio și este în nuanța Beauty and the Pink. Așa cum am zis, îl port acum pe buze. Acesta este. E rujul mat, lichid mat cu uscarea cea mai rapidă din toate rujurile mate încercate de mine. Are un finish super fine, gen în 5 secunde după ce l-ai aplicat se usucă și nu se transferă. Eu sunt și fumătoare, deci știți că este un aspect important pentru mine să nu se transfere, să rămână pe țigări, pe mâini, pe degete, peste tot. Pur și simplu nu se transferă, rujul ăsta acolo stă și are și un aplicator foarte, foarte ușor de folosit. Iar următorul este vorba de nuanța 09 de la Golden Rose din gama lor Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Îmi place foarte mult, nu usucă buzele, are și vitamina E, rezistă mult pe buze, nu se transferă nici acesta, dar are o uscare mai înceată decât cel de la MOA, de exemplu. Dar oricum, e foarte fain rujul ăsta și îmi place. O să vă fac și un swatch la acesta roșu, ca să vedeți exact de ce roșu vorbesc. Sper că nu bate în corai pe cameră, așa văd de aici. Este un roșu cu subton albastru, deci chiar roșul acela clasic. Ok, următorul produs este un parfum, bineînțeles, și de această dată e vorba de Miami Glow de la Jennifer Lopez, un parfum de vedetă. Știu că m-ați băzit foarte mult prin comentarii că vreți să filmez colecția mea de parfumuri. Am multe parfumuri date și împrumutate în stânga și în dreapta și aștept să le recuperez pe acelea până când o să pot să filmez clipul. Iar în acest an, fiind atât de multe, m-am decis să îl filmez puțin mai diferit și anume în două părți. Unul cu parfumurile mele de vedetă, printre care o să fie și acesta Miami Glow de la J.Lo, și celelalte high-end, poate și cele low-cost, deci ar fi trei clipuri. Nu știu, o să vedem. În orice caz, este un parfum perfect pentru vară, cum a dat căldura, cum am întins mâna către el. E tropical, dar nu in your face, nu e grețos, nu e prea mult. E tropical fructat acesta. Și persistă în jur de 5 ore, cam așa. Eu l-am cumpărat de pe site-ul celor de la Oro și este la un super preț acolo. Un alt produs, tot cumpărat de pe Oro, știți că mie îmi place să fac cumpărături de la ei pentru că au cele mai faine produse și la prețuri extraordinare. Este vorba de acest body mousse de la Nivea cu absorpție imediată, zic ei, o hidratare de 48 de ore, iar a mea este cu crispy, cucumber și matcha tea. Cam așa arată ambalajul, l-ați văzut pe Instagram cei care mă urmăriți, cei care nu mă urmăriți, nu uitați să faceți asta. Măi, spuma asta este extrem de spornică. Ăsta e primul aspect care îmi place la ea. Apoi dozatorul, pentru că vine sub formă de spumă. Este o loțiune de corp, da? Îmi place super mult, îmi place cum miroase. Intră relativ repede în piele, cred că va fi perfectă, sincer, pentru sezonul rece. Dar atunci când vă grăbiți și nu vreți să vă mozoliți prea mult cu cine știe câte loțiuni de corp și vreți să folosiți ceva foarte repede și o bobiță, v-am spus, matcha tea ăsta e foarte fain de la Nivea. Hai să continuăm tot cu make-up și este vorba de perlele bronzante de la Avon, din gama Avon True. Măi, am fost super surprinsă de chestiile astea pentru că n-am crezut că o să fie atât de pigmentate și atât de faine și acum le-am pe ten. Doar pe acestea le-am folosit în ultima perioadă. Știți că în ultimul Empties v-am arătat că am terminat pudra bronzantă de la Essence și atunci am deschis perluțele. Un alt parfum și de această dată este vorba de Nicki Minaj Pink Friday, tot timpul când dă căldura, când începe să vină vara sau, mă rog, primăvara asta care e destul de în forță așa, yay, ne bucurăm pentru asta. Pun mâna pe Nicki Minaj Pink Friday pentru că e foarte, foarte fain parfumul. L-am în variantă de 50 de ml, pe acesta l-am cumpărat din magazinul Sole Shop, nu aș ști să vă zic unde le mai găsiți pe acestea.
Poate în Douglas, dar nu sunt sigură. În orice caz, căutați-le online. Dacă nu vă este groază de sticlă, multă lume zice că e chicioasă, mie mi se pare haioasă, dar parfumul e foarte fain și persistă cam 7-8 ore. Pentru un parfum de vedetă, trebuie. Pentru un parfum de vedetă este super ok. Un produs nou a apărut în colecția mea, a venit într-un press kit, este vorba de Contouring Duo Stick de la Melchior în nuanța Coffee. A venit un pachet de la Melchior, nici nu știam ce să fie înăuntru, nu aveam detalii în e-mailul de la ei și eram foarte, foarte curioasă și uite că a venit un produs pe care de această dată pot să-l folosesc, așa că ei Melchior Thumbs Up. Și am pus și la acesta poze pe Instagram, cam așa arată, are două capete, unul pentru highlighter și unul pentru contouring, sunt super cremoase, dar se estompează ușor. Da? Se blenduiesc bine, să zicem. Eu folosesc burețelul de tip Beauty Blender pentru a le blendui. Nu vă speriați de acest maro închis pentru că nu rămâne așa pe ten, se estompează foarte, foarte mișto. Un alt produs, tot primit într-un press kit undeva anul trecut, dar care a fost favoritul meu în această lună, e vorba de Tattoo Brow de la Maybelline. Este acel gel pastă, să zicem așa, care se aplică pe sprâncene și îți pigmentează sprâncenele, dar și pielea din jurul lor sau de sub ele. Este extrem de ușor de folosit. M-ați mai văzut vorbind despre el. Am făcut și Insta Stories de How to Use It. V-am arătat absolut toți pașii, iar al meu este nuanța Medium Brown. Și cam așa arată. Îl găsiți cam în orice stand Maybelline. Următorul este un parfum, că am zis eu că o să le alternez și e vorba de Idyl, Eau de Parfum de la Guerlain, variantă de 50 de ml dacă nu mă înșel, da? Eu l-am cumpărat de pe Auro pe acesta, avea un preț destul de bun, mai bun decât în Sephora, of course. Este parfumul cel mai floral, elegant, cu putință, am folosit aproape jumătate din el, e foarte, foarte fain. Se potrivește și pentru zi, și pentru seară, și pentru ținute puțin mai casual, la care să le dați puțină feminitate, așa, un plus de feminitate, dar și în rochițe, ținute mai elegante. Înțelegeți voi. O să trecem la mutră și avem un produs de la L'Oréal din gama Sublime Sun. Este vorba de o cremă cu factor de protecție 30. Este prima cremă de față cu factor de protecție care nu mi-afectează machiajul într-un mod negativ, din contră, mă ajută să țină mai bine fondul de ten pe ten, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Are 75 de mililitri, miroase foarte bine, este fluidă, se absorbe ușor în ten, în piele, nu curge machiajul pe urmă, e super, super faină. Mi-a plăcut și am folosit aproape zilnic. Următorul produs de corp este unul de care ați fost iarăși din nou foarte curioase și este vorba de loțiunea de corp cu efect de autobronzare treptată de la Dove, Summer Revive. Eu am nuanța Light spre Medium, am folosit-o de 2 sau de 3 ori pe aceasta, variantă de 200 de mililitri și are un preț de până 30 de lei, undeva la 27-28 pe euro, dacă bine mi-amintesc. Eu altundeva nu am văzut-o, nu am văzut-o în magazine. Și vreau să vă zic că nu miroase urât, nu miroase a praf, ca alte loțiuni autobronzante. Are un efect destul de rapid, vedeți poate și la 3-4 ore deja, după prima aplicare, o nuanță frumoasă de bronz. Nu pătează nici mâinile, nici hainele, nu vă rămân dure, portocalii sau maro pe lancheturi, depinde acum și cât de bine vă este exfoliată pielea și de felul în care o aplicați. Da, eu nu am avut nicio problemă cu ea, din contră, mi-a plăcut super mult. Iarăși un produs de machiaj și se pare că Maybelline a câștigat tura asta la produse favorite, fiindcă are destul de multe, nu? Da, mie așa mi se pare. Următorul este tot de la ei, în orice caz, e vorba de acest mascara Lash Sensational de la ei. Este într-un pachet deosebit în ediție limitată, e un mascara foarte bun. Știți că în ultimul clip cu produse dezamăgite v-am vorbit de un alt mascara de la ei care tot curgea pe obraz și se topea, mă mângea, era horror acela. Acesta este foarte fain, nu am nicio problemă cu el, din contră îmi oferă lungire și curbare și puțin volum genelor mele, chele, chele, chele.
Dacă tot am vorbit de Maybelline, hai să terminăm cu ei. Mai am un ruj de la ei și e vorba de rujul în nuanța 932 Clay Crush din gama lor mată Color Sensational. Cam așa arată ambalajul. E un ruj extrem de fain și miroase bine, se simte bine pe buze, nu usucă. Este o nuanță absolut fabuloasă, se potrivește cu orice machiaj la ochi sau al feței, cu orice îmbrăcăminte, în orice situație, e bestial rujos. În momentul în care nu știu ce să folosesc, că mă grăbesc sau am o problemă sau whatever it is, n-am chef să mă machiez, pun rujul ăsta și am scăpat de orice problemă sau de stres, mă rog. Am și un gel de duș de această dată, nu v-am mai arătat de ceva timp geluri de duș preferate, pentru că nu m-am mai dat nimic pe spate în ultima perioadă, să zic așa, wow, mamă, dezastru. Dar de această dată m-a cucerit un gel de duș de la Avon, surprinzător, și din gama Senses. Mă, eu l-am de anul trecut. Nu știu dacă îl mai găsiți, așa că nu o să insist foarte mult. Pentru că a fost o ediție limitată, îi zice Sunny California Glow și este cu frangipani și gref roz. Mă rog. Varianta asta este de 500 de mililitri. Pur și simplu am adorat gelul ăsta de duș. Are un miros foarte, foarte fain. Așa tropical. E bestial acum că a venit cu căldura. Îmi place foarte, foarte mult. Face spumă, nu usucă, curăță, tot ce vrei. Și avea și un super preț de gen Oplay sau ceva de genul. Ok, avem ceva cu sclipici acum și este vorba de Huile Prodigieuse d'Or de la NYX și este în varianta de 50 de mililitri, adică un ulei uscat pentru păr, față și corp și este foarte, foarte fain. Eu l-am folosit pe păr și pe corp. Pe față încă nu, mi se pare că e cald și n-aș vrea să risc. Poate să fac un experiment toate când stau doar în casă, dar pe corp arată foarte bine, are un sclipici extrem de subtil, nu este ceva de prost gust. Nu este prea mult și nici nu rămâne așa pelicula aceea de ulei pe piele, ci intră foarte fain în piele și chiar arată bestial. Pe picioare chiar arată foarte bine. Iar ultimul produs, din nou, este ceva cu sclipici de această dată, dar ceva mai intens și argintiu, perfect argintiu, nu are sclipici auriu prin el și este vorba de loțiunea de corp de la Bulgari Aqua Divina. Eu am luat această loțiune de corp împreună cu apa lor de toaletă, gelul de duș și un săpun de mâini și acum că a venit căldura, dacă tot folosesc Aqua Divina, care este un parfum sărat, foarte fain, perfect pentru vară, am să folosesc și loțiunea în combinație și este perfectă. Hidratează pielea, intră foarte, foarte, dar foarte repede în piele și rămâne sclipiciul ăla super elegant. Ok, cam asta a fost la capitolul favorite, tot ce am avut pe parte de make-up, păr, parfumuri, chestii de corp, whatever it is. De această dată nu o să pun nimic în random, nici filme, nici muzică, pentru că, sincer să fiu, am fost foarte ocupată și nu m-am organizat. Atât pot să vă zic că am reînceput The Walking Dead de la început cu sezonul 1. L-am reînceput de la început, adică l-am luat de la sezonul 1. Și place, are foarte mult, mă reîndrăgostesc de acest serial. Cam asta a fost tot, dragii mei. Vă pup! Pa, pa!